Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. În această seară nu vom vorbi despre maidanezi, nu vom vorbi despre Roșia Montană. Deja știm ce se întâmplă, dar vom vorbi despre ceea ce astăzi a fost în București și anume a fost organizat de către Cristian Diaconescu forumul pentru diplomație publică europeană. L-am invitat în platou pe Mihai Muntean, autor al Politic Stand, care a fost prezent la acest forum și ne poate povesti mai multe despre ceea ce s-a discutat acolo. Bună seara, Mihai! Sărut, bine ai revenit! Îți mulțumesc că ai făcut acest efort de a veni. Bine, ai fost și la forum, de a veni tocmai din Italia, ca să stăm de vorbă. Și pentru că tot ai venit din Italia, înainte de a intra în problema acestui forum, care sună destul de interesant așa ca titulatură, aș vrea să-mi spui, mai există diaspora pentru politica românească? Diaspora există, cu siguranță. Nu se vede pentru că nu se dorește să îi se dea o vizibilitate mediatică pozitivă și atunci e clar că se vede foarte puțin, iar atunci când se vede, se vede prin prisma accidentelor rutiere, a infracțiunilor, crimelor și așa mai departe. Din păcate, asta este ceea ce putem observa de acolo privind mediile de informare din țară, televiziune, ziare, internet și așa mai departe. Ce spune comunitatea din Italia? Comunitatea de români, desigur. Nu știu, nu mi-aș permite să vorbesc în numele unei comunități întregi. Aș putea vorbi nu, în numele da, meu, iar dacă l-ai, se regăsesc... L-ai putut lua pulsul. Pentru cei care se regăsesc în ceea ce spun eu, da, pot să... Ce să... Nu e, nu cred că... Nu cred că au o impresie foarte bună despre ceea ce se întâmplă în țară. Mai ales că abia s-au încheiat vacanțele. Da. Și, uite, ar fi o temă de studiu interesantă pentru o televiziune să facă niște reportaje la cald după sosirea din vacanță cu impresiile celor care s-au reîntors la muncă în diaspora, de unde vreți, că fie că vorbim de Italia, Spania sau Americi. Păi sper că, având la dispoziție Skype, această posibilitate de a discuta prin Skype, o să ne faci onoarea mai des și, de ce nu, o să putem sta de vorbă și cu alți români care sunt în Italia și care deja știu despre ce e vorba în comunitatea europeană, da? Poate ne învață și pe noi sau poate reușim să facem o comparație între acțiunile care se întâmplă aici și cum este în Italia. Avem nevoie de termen de comparație și nu numai din Italia. Am spus-o întotdeauna, este nevoie de comparație. Nu se pune problema ca cineva să vină să dea lecții, pentru că nu ne permitem să... Dar nu e vorba despre lecție, e vorba despre a împărtăși experiențe. Exact, nu trebuie să luăm ca pe lecție. Să împărtășim o experiență de viață, o experiență diferită de cea din România, unde ai crescut, te-ai educat, ai avut și o perioadă, niște ani de muncă, dacă i-ai avut. Și apoi ai plecat într-o altă țară, luând totul de la zero, refăcându-ți și viața și activitatea, de cele mai multe ori reconvertindu-ți activitatea profesională, reinventându-ți o profesie. Deci astea se pot discuta și se pot arăta public. Poate ar fi mult mai interesant decât accidentele și victimele lor sau furturile de cupru și așa mai departe, care se întâmplă în diaspora, din păcate. Da, deci dacă puteți să faceți așa ceva, se întâmplă și în România, deci nu e niciun fel de problemă. Se întâmplă peste pentru tot că se întâmplă. Este un efect al globalizării, în sensul sigur. Că au, odată cu libera circulație a cetățenilor, s-au mișcat și cei care sunt mai puțin legați de ceva stabil pe teritoriul României, așa numită parte reziduală, un efect rezidual al globalizării, al liberalizării
circulației forței de muncă, să-i spunem așa. Cum reacționează românii din Italia la criză? Adică cum au trecut, cum au reușit să tragă peste vârful crizei și peste urmările crizei? Că deocamdată criza nu s-a terminat, s-a transformat ușor, ușor în recesiune și nu se știe spre ce ne îndreptăm. Specialiștii de mare calibru spun că urmează de-abia, urmează vârful peste vreo 2 ani, încă nu am terminat cu, de fapt, cu criza. Nu prea-s convinsă nici de treaba asta, însă lucrurile nu merg prea grozav din niciun punct de vedere și mă refer aici la contextul european și de ce nu la cel american. Deci nu e numai apanajul Europei această chestie. O resimt, criza o resimt, mulți se gândesc să se reîntoarcă, însă își dau seama că nu au un orizont nici acasă, cu toate că acasă au ceva ce acolo n-au, marea majoritate, o casă măcar, da, proprietate, o bucată de teren eventual, dacă au venit din mediul rural, o au. Cu toate acestea au reticențe în a se întoarce și speră că vor reuși cumva să repornească acolo, în țările în care s-au stabilit până acum. Eu cred că ăsta este fenomenul care se întâmplă. Și apoi mai intervine o situație. Nu percep țara de adopție ca pe o țară de adopție permanentă. Ei sunt acolo cu un scop în termen mediu sau pe termen lung, dar oricum marea majoritate cu gândul ca la un moment dat să se întoarcă în țară. Și atunci, nepercepând țara în care stai ca fiind țara ta, nu neapărat că nu te afectează, dar nu iei în seamă chiar toate problemele societății respective. E un fel de autoizolaționism, să spunem așa, care funcționează și care probabil că este și un scut de protecție al omului care îl face să reziste. Știi, mi-am adus aminte, apropo de autoizolarea asta impusă, pe care și-o iau oamenii în momentul în care pășesc în altă lume, altă cultură, alte reguli, da? Mi-aduce aminte de vremea dinainte de 89, când nu știu dacă ne preocupa atât de mult politica, încă erau, cum să spun, era, știam care e politica, nu ne mai făceam probleme de niciun fel. Poate că aveam înțelepciunea să ne vedem propriile scopuri, propriile interese și să lăsăm la o parte ceea ce ne împiedica să ajungem acolo unde doream să ajungem. Și atunci stau să mă întreb dacă prea multă politică nu strică și nu e prima dată când mă întreb acest lucru și nu mă refer de a fi, cum să spun, de a fi absent la marile probleme care sunt ale noastre, ale tuturor de fapt și de drept, ci de această tracasare permanentă, zilnică, la orice oră, cu politică, politică și politică. Nu știu dacă avem cultura sau avem capacitatea de înțelegere a tuturor lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru, fără a avea suficiente repere, atât pe plan cultural, cât și pe plan contextual, da? În funcție de zona unde suntem. Hai să iau cu începutul. Da, înainte de 89, într-adevăr, ne preocupa puțin politica, dar eu cred că ne preocupa puțin politica pentru faptul că eram conștienți că nu putem schimba nimic, că e o chestie predeterminată, o chestie impusă și în care nu aveai cum să intervii tu ca cetățean. Tu erai doar spectator, erai martor obligat, forțat să participi la ședințele de partid pentru cei care au fost membri de partid. Eu am scăpat de chestia asta. De UTC era mai greu să scapi, acolo erai băgat la grămadă, dar la partid mai reușeai să te mai strecori. Nu fac din asta un titlu de glorie, spun doar ca o amintire. Deci fiind impusă, știind că nu poți să schimbi, nu te implicai. După 90 lucrurile s-au schimbat și oamenii încă mai speră că vor putea schimba ceva. Ceea ce nu se înțelege foarte mult este că ar trebui să existe o mult mai mare solidaritate și pe probleme din partea fiecăruia și pe problemele care nu ne privesc direct și personal.
pe fiecare în parte, pentru că e adevărat, astăzi am eu o problemă care pe tine poate nu te atinge, dar dacă tu nu simți că acea problemă la un moment dat ar putea să fie și a ta sau ar putea fi a întregii colectivități și trebuie să reacționezi, eu lupt singur și nu am șanse de izbândă. La fel ți se va întâmpla și ție pentru problema pe care o vei avea vreodată. Și atunci se creează separația asta. Toți cer celorlalți să vină, să le sară în ajutor, să fie solidari, dar nu sunt dispus să acorde acea solidaritate în momentul în care apare o problemă. După părerea mea, ieșind din țară la un moment dat, nu comentăm motivele, fiecare le are pare sale, dar de ce, fiind emigrația de după 90 o emigrație economică, e clar că oamenii au fost obligați la un moment dat de faptul că și-au pierdut serviciu, nu aveau nicio perspectivă, poate ambii părinți din familie au rămas fără serviciu. Sunt adevărate drame când nu ai perspectivă în țară, te leagă speranța. De ce afară? De ce? Pentru că ți-au venit mesaje din țările în care deja au plecat alții că acolo lucrurile sunt mai bune. Oricât ar fi de greu, tot reușești să-ți câștigi ziua de muncă. Ziua de muncă înseamnă pâinea pentru ziua de muncă acasă. De aia, iată, la 20 de ani de când a început această imigrație economică, oamenii, că revin la ce spuneam mai înainte, la faptul că e o emigrație pe termen lung sau scurt, dar cu scopul ca la un moment dat să se întoarcă acasă, oamenii trimit toți banii, aproape toți banii, îi trimit în țară, familiei rămase, să construiască o casă, să mai pună o ușă, să-ți țină copiii pe care i-au lăsat în țară să-i țină la școală și așa mai departe. O mulțime de probleme, fiecare om cu problemele lui. Deci, dar înveți un lucru în diaspora, văzând că acolo, în alte țări, lumea participă la politică, nu înghite. Nu înghită, dar este conștientă că, de fapt, tot ce faci, viața ta este determinată de deciziile politice. Deci, și dacă practic, tu spui că ei sunt mai pragmatici decât noi. Da. Sunt mai pragmatici pentru că au învățat să conștientizeze, să-și conștientizeze forța. E adevărat că sunt dezamăgiți, e adevărat că să nu avem impresie că clasele politice din Occident sunt mai breze decât ale noastre. Dar pot să recunosc oricând un merit unei clase politice. Vorbim de Italia, spre exemplu, unde trăiesc de atâți ani, nu mă hazardez să discut despre alte țări, dar să zicem de Italia. În nicio altă țară, în afară de România, din câte am observat eu, în Occident, nu s-a pus vreodată de către clasa politică în discuție structura statului. Legile, Constituția, scheletul pe care se bazează o națiune, un stat, un popor. Începând de la politicieni, oricât ar fi de perverși, oricât ar fi de bandiți, oricât ar fi de hoți, oricât de mare ar fi conflictele între părțile politice acolo, nu ai să vezi că vor pune în discuție, la modul la care s-a pus în discuție în România, statul de drept. Și de acolo se poate discuta. Pot să spui că se poate să cer, spre exemplu, o relaxare a tonului polemic, a scandalului politic care creează nervozitate în societate. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă la noi nu e mare lucru de politică. E mult de fapt zgomot, un scandal. E zgomotul e permanent. E un scandal și nu e neapărat pe idei, ci e un scandal personal, între persoane, nu între ideile neapărat. Se plătesc polițe, de ale respectivelor, da, exact. Da. Și atunci îți dai seama că ar trebui ca cetățean să te implici mai mult. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să te duci să candidezi. Dar înseamnă că trebuie să-l ții din scurt pe cel care vine și îți propune să-l sprijin pentru o anumită candidatură. Aici, Mihai, avem o problemă. E vorba despre responsabilitatea ta ca cetățean, pe care ți-o asumi în momentul în care pui ștampila acolo pe candidatul X și pe care, odată ales, nici de cum nu-l urmărești, că nu te mai interesează, sau înainte de a pune acea ștampilă, nu te informezi ce fel de om este acea persoană, că dacă se proceda așa, care
cum, deci e o treabă normală, firească, să te interesezi pe cine votezi, cine te reprezintă, da? Și ce are în cap omul care te reprezintă. Ei bine, dacă s-ar fi făcut așa cum vorbim noi acum, nu s-ar fi ajuns în Parlament la o grămadă de infractori, nu s-ar fi votat morți, nu s-ar fi votat, că s-au votat primari care erau morți, da? S-au votat oameni care erau după gratii, s-au votat oameni cu dosare penale. Deci despre ce Dumnezeu vorbim? Care e responsabilitatea cetățeanului în această problemă? Din păcate e mică. Probabil că, pe de o parte, cetățeanul e prea bun, are prea multă încredere, l-a votat și îl lasă în pace. Pe de altă parte, mai e o altă specie din această categorie de cetățeni, complici la ceea ce fac politicienii, care stau ciorchine în jurul politicienilor și încearcă să tragă mici avantaje. Ei, să zicem că se constituie într-un fel de șef de alte grupuri și încearcă să ducă susținerea grupușoarelor lor către cel pe care ei îl sprijină în virtutea interesului lor personal și nu în virtutea unui interes colectiv. Și așa se formează acele găști caracatițe în jurul politicienilor de oameni care au interese personale pe care le prezintă ca fiind de fapt interese obștești. Și aici intervine deja ruptura, pentru că ei își promovează interesele personale care sunt în coliziune sau în contrast direct cu interesele colective. Plus că se formează o caracatiță de tip mafiot, da? Cu care Italia, slavă Domnului că s-a confruntat o perioadă îndelungată, și, dar Italia nu s-a lăsat. Justiția italiană a funcționat... A funcționat chiar dacă timpii sunt extrem de lungi, durează ani de zile, durează mulți ani. Să nu șichie pe cineva că justiția în Italia e perfectă. Nu, e. Nu are, niște, are un timp de rezolvare a problemelor uriaș. Dar dacă ești încăpățânat și determinat și te zbați, reușești și tu ca cetățean să-ți rezolvi problemele. E destul de greu, este și mai greu din poziția de emigrant. De ce? Pentru că s-a creat în urma deteriorării imaginii comunității românești o stare de spirit, nu numai la nivel social, la nivel instituțional, că până la urmă și magistrații sunt oameni, și avocații sunt oameni, și militarii sunt oameni. Când soția unuia dintre ei este violată, omorâtă, cum a fost cazul Mailat în 2007, sau când se întâmplă alte și alte lucruri care sunt mediatizate puternic, societatea în momentul ăla ți-a întors spatele, oricât de bine te-ar cunoaște pe tine. Bun, la mine, pe mine personal mă cunosc și mă apreciază, dar toți sunt convins că la un moment dat vor spune, știi, dar ăsta, el e o excepție, sau tu ești o excepție, sau celălalt e o excepție. Răul, ia uite, sunt ăștia care îi vedem zilnic la televizor, care ne prezintă ca fiind infractori, proxeneți, prostituate, cerșetori, ciungiologi, toată rețeaua asta de cangrenă socială, care a fost exportată, așa cum spuneam, fiind foarte ușor, nu fiind legați de nimic în România, se duc unde găsesc o piață de acțiune și de atac mai favorabilă lor și mai nepregătită, pentru că acum în ultimii ani s-au mai pregătit occidentalii după invazia de delicvență cu pașaport românesc și au mai luat ceva măsuri, dar ei erau total descoperiți înainte la toată această invazie. N-au știut din prima cum să ia și cum să stârpească fenomenul. Plus că, iată, libertatea drepturilor, respectul drepturilor impune totuși. Până la urmă sunt oameni și au niște drepturi să fie judecați conform legii. Nu scoși în piața publică și dați leilor ca pe vremuri, cum ar vrea lumea în momentul în care sunt incitați de televiziuni și de clasa politică împotriva miei respective. Tot politicul își bagă coada și în aceste chestiuni. Din păcate, da. Da. Este o realitate de care trebuie să ținem seama și să încercăm să limităm daunele, să eliminăm pe cât posibil partea negativă și să încercăm ce se poate construi în continuare. Dar pentru asta trebuie și o coerență. Oricând spuneam mai înainte că să-ți urmărești politicianul, să vezi cine este, cine a fost și ce a făcut. Dacă omul ăla n-a avut o coerență de discurs și de acțiune în activitatea lui la momentul în care era mititel,
abia dădea cu nasul în politică. Ce garanție ai că în politica mare omul ăla va fi o persoană de încredere și un parlamentar de încredere în care comunitatea care l-a ales să pună baze, că se va zbate în Parlament să rezolve problemele comunității? Eu aș vrea să știu cam câți dintre noi urmăresc atât cât se poate urmări, că am văzut că mai sunt apar video din Parlament în timpul ședințelor parlamentare care sunt de un plictis îngrozitor. Să-i vezi pe aia acolo că se uită la filme porno, să răsfoiți ziare, răsfoiți reviste. Da. Unul vorbește acolo ca prost în față, îi ridică mâna și nu știu ce au votat și apoi îi întreb, domne, știți că asta a votat asta? Păi nu, eu n-am votat. Păi cum n-ai votat? Că ia uite pe cartela din Parlament electorală care e online. Ia uite, tu, acolo e votul tău. A, știi, și încearcă să o dea la... Sau intrăm în problema ailaltă. Primul ministru nu-i de acord cu deputatul în aceeași asta problemă. Asta e o dedublare. Asta nici în poveștile, dar nu știu, chestia asta cred că nici în țările bananiere nu s-ar putea întâmpla ca un personaj politic să-și permită să facă public asemenea afirmații, că el dintr-o poziție are un cuvânt, iar din cealaltă poziție are o altă opinie. Sigur. Păi, până la urmă, pe cine iei în seamă? Cine sunt? Acasă cum sunt? În dormitor sunt unul și în bucătărie sunt altul? Ei bine, cum? Dualismul ăsta, care acum a ieșit la iveală prin această declarație care a fost fulminantă, da? Dualismul ăsta s-a văzut de mult la politicianul român, nu la toți, să nu generalizăm, nu, că mai nu, sunt dar și e greu politicieni. Că sunt atât de mulți încât îi acoperă pe da. Cei ca și în diaspora. Ți se prezintă ăștia care fac rele, nu îi vezi pe cei buni pentru că normalitatea nu aduce nimic nou. Sigur, și nu aduce scandal. Normalitatea nu aduce rating. Nu aduce rating, exact. Corect. Așa cum o emisiune de discuții... cum să spun, pe probleme, nu știu dacă ai citit ieri, că asta e o paranteză pe care o fac, dacă ai citit articolul de pe Contributors al lui Dragoș Paul Aligică. Nu l-am citit, îl urmăresc pe și... Dragoș și l-apreciez pe Paul Aligică, dar ieri am fost ocupat cu drumul, aseară am venit, deci n-am avut timp să... Deci era publicat un articol, uite că nu mi-aduc aminte, titlul, dar nici nu are importanță, referitor la ceea ce se întâmplă acum în piață, la această manifestație și în general la manifestații, și el a pus punctul pe ei într-o problemă care cred că ne-a scăpat la un moment dat tuturor, și anume că suntem înclinați noi ca popor, independent de cauzele pentru care ieșim în stradă, să discutăm despre simptome sau să avem ne alegem ca subiect un simptom al sistemului, în loc să ne ocupăm de cauză. De acord. Da? Și atunci toate aceste lucruri care se întâmplă, că și mâine va fi un meeting și profit de această ocazie, te rog să-mi dai voie să spun despre ce e vorba. Mâine în fața guvernului la ora 19 va fi un meeting neorganizat de nimeni, organizat pe Facebook, deci nu are sponsori de niciun fel, cine dorește poate să vină, se cheamă vii cu mine să dăm jos guvernul Ponta. Cine simte că rezonează cu această problemă, sunteți liberi să veniți în fața guvernului, am impresia că la Muzeul Antipa. Prima întrebare ar fi, care ți-ar pune oricine, are autorizație? O primară opresc? Primarele Oprescu te-ar întreba, aveți autorizație? Nu știu ce să spun, dacă are, asta a fost și întrebarea pe care am pus-o eu pe Facebook, pe pagina de anunț a meetingului. La ora la care am pus eu întrebarea, acum două zile când a început, când a apărut această acțiune, am pus această întrebare. Există cumva autorizație? Pentru că eu sunt obișnuită să merg la meeting, eu vorbesc din punctul meu de vedere și nu vorbesc numele nimănui. Eu, din punctul meu de vedere, independent de faptul că unii protestează fără autorizații, eu sunt de părere că totuși și lipsa unei autorizații înseamnă încălcarea unei legi.
Păi de o parte poate însemna asta, dar acum hai să vedem ce poate însemna o manifestație. Pentru că, spre exemplu, poți să manifestezi în cazul în care crezi că ai putea avea dificultăți în obținerea unei autorizații pentru faptul că protestezi împotriva puterii și ar putea fi ceva ingerințe care să-ți pună piedici în sensul ăsta, te duci frumos acolo și fiecare se plimbă. Nu te oprește o clipă, te plimbi în jurul guvernului, nimeni nu te poate împiedica pe tine, cetățean, să te plimbi în prejur și eventual cu un ban de protest. Ai și tu dreptate dacă, în felul tău. Dacă se ajunge la chestia asta, să poți să dai curs unui astfel de demers. Dar hai să, eu nu știu acum, nu știu foarte bine în ce condiții se obțin aceste autorizații. De ce? Pentru că vreau știu să că autorizația fac o comparație. Se obține de la primărie, nu știu exact cum, aș minți dacă aș vorbi acum aiurea, n-am reușit să găsesc, am încercat, n-am reușit să găsesc, poate nu știu să caut, deși știu să caut, dar n-am găsit cum obții o autorizație pentru meeting, că am vrut să m-am uitat pe pmb.ro și n-am găsit acolo nicio întrebare. Am dat la căutare meeting, autorizație meeting-uri și nu mi-a dat niciun răspuns. Mai ales că nu găsește informația. Vroiam să... Deci am întrebat pentru că aș fi vrut să fac o comparație, dar oricum îți pot povesti cum în Italia, pentru că ne-am ocupat de organizarea unor meeting-uri și sunt câteva diferențe. Pentru un sit-in sau pentru o manifestație în mers, nu ai nevoie de o autorizație în sensul strict al cuvântului, în sensul că trimiți o cerere și ți se dă un răspuns că aprobă sau nu, ci există niște module, niște formulare pe care le descarci de pe site-ul Ministerului de Interne, de la chestura din orașul respectiv, pe care tu îl completezi declarând scopul de numărul de participanți, asociația sau grupul de persoane care îl organizează, ziua și locul și o trimiți ori fax, ori mail, ori te duci tu și o consemnezi. Și atât, chestura nu te împiedică și nu trebuie să-ți pună o ștampilă că autorizează. Numai faptul neapărat. Că anunți înseamnă deci că e informativ, ok. O notă informativă, da, că tu în ziua respectivă nu-i mai zi notă acolo. Informativă. Bun, că sună nasol. Are oamenii alergie, dar cam asta este, e de fapt un formular. Ce se întâmplă? Următorul pas. Chestura, în funcție de numărul declarat al participanților, îți trimite la în ziua respectivă, la locul respectiv, un număr de agenți de ordine, care sunt, în funcție tot așa de numărul participanților, sunt militari și pot să fie și civili. Dar pe unii poate nici nu-i vezi, unii ți se prezintă, dar unii nu-i vezi, care trebuie doar să supravegheze, să vadă că acolo nu se întâmplă, nu ies scandaluri, nu ies discuții și de obicei nu ies la manifestațiile astea, cel puțin ale imigranților care au fost în atâția ani. Deci nu e o chestie complicată, nu e o chestie... îți trebuie o aprobare pentru ocuparea solului public dacă vrei să te duci cu o scenă, dacă cu niște corturi, cu ceva, atunci da, îți trebuie niște aprobări speciale. Dar în rest nu, pentru o manifestație genul ăsta, că te plimbi, stai acolo și arăți și protestezi, nu îți trebuie așa ceva. Am înțeles. Plecasem de la întrebarea și pomenisem de articolul lui Paul Aligi că suntem înclinați noi românii să găsim ca motiv de protest simptomele doar și de ce nu facem un război sau o revoluție pentru cauza care duce la simptomul respectiv. Pentru că nu întotdeauna cauza o vezi la prima vedere. Vezi urmările și judeci prin prisma urmărilor. Nu mai stai să analizezi care este de fapt adevărata cauză. Și de cele mai multe ori reflectarea cauzei se poate manipula, se poate prezenta tema în diverse modalități, cauza respectivă. Deci, nu întotdeauna știi, ai garanția că exact aceea este cauza pe care tu ai aflat-o. Și ți-am spus, de asta mi se pare că e mai ușor să protestezi în funcție de simptom și nu de cauză. Da. Acum, pentru că am împărțit emisiunea în jumătate, ca să spun așa, să dăm același timp și evenimentului care a avut loc astăzi, și anume Forumul Public pentru Democrație Europeană, pentru Diplomație Europeană, Democrație, eu sunt
Da. Sunt apropiată. Sunt obsedată chestiunea cu democrația. Spune-mi, te rog, știu cine l-a organizat, am vorbit înainte de emisiune, cine a participat și despre ce a fost vorba la acest forum? Da. Plecând de la premisa că eu nu-mi permit să vorbesc din poziția unui specialist și din poziția unui participant, să-i spunem așa, cu drepturi de privilegiu, în sensul că a fost o sumă de 25 de locuri alocate unor participanți din diferite medii, mediul studențesc, oameni care se ocupă într-un fel sau altul, au preocupări apropiate, imaginii comunităților și așa mai departe, locuri care a fost un anunț public, trebuia să trimiți o scrisoare de intenție și o explicație, un mic curriculum vitae sumar, din care să reiasă interesul tău și activitățile pe care eventual le-ai desfășurat, care au o oarecare tangență cu tema forumului. Și acum, din câte știu, diplomația publică este un concept nou pentru România. Este materie de studiu și materie instituțională în alte țări, începând din America, dar în România este la început și domnul Cristian Diaconescu a fost inițiatorul, cel care dorește să-l implementeze în România, alături de colaboratorul său, domnul Dan Dima, care au făcut un efort, cei care au făcut un efort extraordinar să organizeze acest lucru, invitând persoane, personaje, oameni care au cu adevărat ceva de spus în acest domeniu, din punct de vedere chiar și științific. Îmi poți da câteva nume? Exact, poftim? Îmi poți da câteva nume? Mai trebuie să le citesc pentru că... Te rog, nicio problemă. Deci a fost structurat în trei părți, o prezentare și un salut al diverselor persoane oficiale, forumul fiind deschis de președintele Traian Băsescu, care a ținut o alocuțiune de câteva minute, apoi domnul Teodor Meleșcanu, directorul Serviciului de Informații, apoi domnul Cristian Diaconescu ca inițiator și gazdă, domnul Vladimir Kalinov, vicepreședintele Raiffeisen Bank, ambasadorul Republicii China în România, domnul Huo Yuzhen, sper că am spus bine, apoi doamna Tara Sunshine, ex-secretar de stat pentru diplomație publică a Departamentului de Afaceri Externe a Statelor Unite, doamna Katrinca Skorcinska, director al Institutului Diplomatic Polonez, apoi un mesaj din partea diplomației publice, din biroul de diplomație publică din Turcia, din Slovenia, din Grecia, multe... din Japonia, din Cipru și Canada. După aceea a urmat o parte de prezentări ale unor profesori de marcă ale institutelor de diplomație publică invitați la acest eveniment, printre care ambasadorul Republicii Croația, apoi domnul Filip Șeib, director al Institutului de Diplomație Publică al Universității Carolina de Sud, domnul Shen Edei, director al Institutului de Diplomație Publică și Comunicare Globală al Institutului George Washington. Mă rog, diversi. Foarte multe persoane avizate. Avizate, în domeniu. Am înțeles. Mihai, poți să-mi spui în ce constă acest concept de diplomație publică? Din câte am reușit să înțeleg, este din conceperea și structurarea unei prezentări obiective a brandurilor de țară, din oricare domeniu vrem să vorbim, din domeniul cultural, artistic, diplomatic, da. Din oricare alt domeniu, făcută de data aceasta, nu, practic este o acțiune de imagine, de prezentare a unei imagini corecte, obiective a unei țări, la nivel internațional și de data aceasta, cum am spus, făcută cu metodă, științific. Din câte am înțeles, se speră și cu concursul și înțelegerea
rectorilor de la diverse facultăți, universități din țară care au fost prezenți, dar iartă-mă ca să nu facem o nedreptate acestor distinși profesori, au fost prezenți și au avut câteva intervenții. Dar cred că i-ai tu acolo pe foaia pe care ți-am dat-o. A, nu, e aici, da? Doamna Simona Lache, prorectorul Universității Transilvania, Doru Tompea, rectorul Universității Petre Andrei din Iași, domnul Marian Preda, decanul Facultății de Sociologie din București, Sorin Ivan, decanul Facultății de Științe Politice, Universitatea Titu Maiorescu. Deci, se speră, se intenționează introducerea cursului de diplomație publică în universități. Consider că e momentul și e un lucru potrivit inițiativa aceasta. E o chestie deosebită, inițiativa de a deschide diplomația de la stadiu de știință rezervată, care oricum va rămâne la nivel instituțional, va rămâne ceea ce este, dar o altă ramură de diplomație publică în care cu metodele, o parte din metodele diplomației clasice implementate și deschise pe diplomația publică pentru crearea unei imagini corecte și obiective a unei țări. Pentru că e adevărat... Mi se pare un demers deosebit de interesant. Nu știu cât... Cum să spun eu, nu știu ce succes va avea în România, dar sper din tot sufletul că va avea, adică să atragă oameni care să urmeze cursurile unei astfel de instituții, pentru că e chiar o chestie foarte interesantă, știi? Îți trebuie și o anumită deschidere către subiectul acesta de diplomație publică. E un subiect prea puțin cunoscut și prea puțin explicat în România. Dar pentru că suntem în rândul țărilor civilizate, considerați așa, cred că e cazul să facem și acest lucru. De ce nu? Orice ne duce spre a repune lucrurile într-o anumită ordine, da? Și asta mă refer la părerea unora despre România, e foarte bine că putem face asta, uite, în mod avizat. Da, și am avut posibilitatea la final, la partea dedicată discuțiilor, întrebări și răspunsuri cu publicul din sală, să fac câteva observații pe tema asta, printre care și faptul că nu poți face, nu neapărat că nu poți, nu ar trebui să se facă demersuri de imagine și schimburi de experiență de imagine fără contribuția românilor din străinătate. Absolut. Dar aici nu vorbim de ceea ce se vede de partea delinvențială a comunității, a cei puțini, ci de partea sănătoasă de cei care nu ies în evidență, dar care de cele mai multe ori prin activitatea lor normală și prin felul în care s-au integrat în societățile respective contribuie fără doar și poate la o imagine a noastră. Pentru că suntem eu cred că e mult mai îndemână celor care sunt în diaspora să vorbească ei acolo despre ceea ce este cu adevărat România sau cum este România. Da, dar vezi că și asta nu trebuie să se mai facă anapoda și destul de, da, de anarhic și cu hairupism. Și în mod subiectiv. Iată, trebuie un pic de obiectivitate. Să se treacă da, la un nivel științific. Hai, o spunem clar. Un nivel științific, academic de prezentare a situațiilor. Ori pentru asta trebuie un pic de... Sigur că trebuie... De școală, hai să spunem. Sigur că da, diplomația e o școală destul de grea. Absolut. Nu prea e așa la îndemâna oricui. Și lucrurile pe care trebuie făcute în numele acestei diplomații, ceea ce se transmite, are un impact extraordinar de important asupra celor care ascultă, știi? Și atunci nu poți să spui chiar orice, pentru că nu ai îndemânarea de a o spune. De aceea e bine că se face această școală unde se poate studia exact, pentru că publică. Foarte mulți dintre noi încercăm, ne străduim cu resursele pe care le avem, de cele mai multe resurse personale,
în organizații la, în țările respective, să combatem abuzurile împotriva comunităților care duc la deteriorarea imaginii. Sim. Dar dacă nu ai un sprijin, dacă nu ai un sprijin instituțional din partea României, nu poți să ai impact instituțional în țara respectivă, oricât te strădui de mult în dimensiunile tale, pentru că ești o comunitate numeroasă, sim, dar nu ești o comunitate puternică. Înseamnă numărul, nu înseamnă neapărat putere, dacă numărul ăla nu l-ai conștientizat și nu-l canalizezi și nu-l aplici, nu-l arăți într-o manieră organizată, în așa fel încât să îi faci să înțeleagă că numărul acela mare de persoane care n-au niciun fel de treabă cu partea negativă, aceia sunt cei reprezentativi pentru societatea românească și pentru România, restul sunt reprezentativi pentru legea italiană și pentru, sigur, legea românească, care trebuie aplicate fie acolo, fie aici, în aceeași măsură. Apropo de curiozitate, ai ideea așa cam care este procentul de infracționalitate privind comunitatea românească în raport cu celelalte comunități? Că în Italia nu e numai comunitatea românească. Nu l-am. E comunitate rusă, e comunitate de toate naționalitățile. Nu l-am și dacă am fi, iată, meritul pe de-o parte al postului de televiziune Nașul TV, că face aceste emisiuni ad hoc și fără ale pregăti și bibili din timp ca să premediteze ceva. Dacă da, nu, putut, nu, tu știi că la emisiunea asta absolut, nu se premeditează nimic. Libere. Omul și e liber să vorbească. Exact, mi-aș fi adus statisticile că există. În orice caz... Nu, că mi-a venit așa bruștii în context. Nu pot fi reprezentative pentru o comunitate atât de mare și pentru o țară ca da, România. Da, în Italia e una din cele mai mari comunități. Tocmai de asta spun că trebuie făcut ceva și iată aceasta... Formula aceasta a fost o cărămidă la baza unei construcții care sper să se ridice și să se consolideze pe viitor pentru ca o altă ramură de creare a unei imagini pozitive a României, dar pozitive la modul obiectiv. Nu spune nimeni că trebuie să-ți îngropi mizeria sub preș, dar nici să storni cenușă în oricum cap. Oricum am îngropat-o degeaba pentru că informația circulă. Deci da, independent de faptul că, nu știu cum să spun, dar cineva tot are impresia că informația nu circulă. Ei bine, președintele Băsescu, în alocuțiunea lui la începutul forumului dimineață, a spus aproximativ așa, România nu are o imagine chiar atât de proastă cum vor unii să o prezinte în exterior, unii fiind fie din interior, fie din exterior, care vor să prezinte o imagine negativă a României, ca în spatele acestei imagini probabil să-și rezolve niște interese ținute sub presiune, sub oala de presiune a acestei imagini. Taci din gură că tu și așa ai o imagine ciocumic, cum s-ar spune. Așa, bine, cineva, crezi că cineva în mod deliberat și aici mă refer la ceea ce a spus președintele, cineva în mod deliberat are această intenție de a denigra? Da, și știi de ce? Dacă nu ar fi implicat factorul politic din ambele țări în toate mișcările astea, aș spune, domnule, nu e adevărat, nu există interese. Dar când știu foarte bine și sunt informații și se vede pentru cei care urmăresc ceea ce se întâmplă fie în țară, fie în străinătate, când vezi codoșăreala asta între politicienii din ambele țări, nu poți să nu-ți pui întrebări și să nu observi, apoi luând la studiu, luând la puricat, să vezi că de fapt sunt interese formidabile de manipulare a cetățenilor într-o direcție sau alta din punct de vedere politic și atunci normal că deci practic e o alternativă e o trecere dacă vrei dinspre politic înspre e tot o chestiune de democrație participativă. Da. Da? Deci, practic,
alternativa asta la diplomația de stat, da, statul are diplomația politică a statului instituțională, da. Bine bătută în cuie, diplomație care uneori reprezintă interesele grupului politic care se află în acel moment majoritar în această ecuație politică, da? Pe când diplomația publică, iată, nu are interese politice, are interese pur și simplu naționale, da? Și e bine că, uite, asta este o parte a interesului național despre care un exemplu foarte bun a ceea ce reprezintă interesul național, pentru că toată lumea aruncă chestiunea asta, interesul național, știi, dar nimeni nu explică. Uite că asta este un exemplu extraordinar de bun de a aplica problema interesului comun, de a vorbi despre interesul comun. Eu cred că niciun fel de intervenție în afară sau din afară, fie că e legată de diplomația clasică, instituțională, nu ar trebui subordonat politicii. Din păcate se întâmplă, se întâmplă mult peste normele admise, peste cota de avarie și atunci rezultatele le vezi că sunt aceste frământări politice și la nivel intern și la nivel extern care au creat fracturi odată în societatea românească între cetățeni care nu mai au niște puncte de reper credibile înspre care să se orienteze în evaluările pe care le fac și în acțiunile care politice, sociopolitice, care le dezvoltă după aceea manifestații și așa mai departe. Dar și între cetățenii din România și cetățenii din afară. Uite, gândește-te numai la cuvântul care l-au găsit ca etichetă și îl folosesc destul de des, chiar prea des, pentru românii din străinătate, căpșunari. Cu sens peiorativ. Păi da, acești căpșunari cu sens peiorativ, în 2008, după câte mi-aduc eu aminte, au adus cel mai mare procent la PIB-ul României, da? De bani care, spre nenorocirea noastră a tuturor, nu au fost investiți acolo unde trebuiau să fie investiți. S-au păpat pentru că era boom-ul acela economic, după care a venit dezastrul. Deci dacă pe creșterea economică din 2008, că nu pot să n-o pomenesc, pe creșterea economică aveam deficit bugetar, îți dai seama încotro a luat această țară până în 2013. Iată, sunt 5 ani de zile în care acești căpșunari care acum sunt priviți ca, cum să spun, ca cea mai de jos, segmentul cel mai de jos al societății, ar fi trebuit să li se ridice statuie, pentru că oamenii au avut curajul și determinarea de a o lua de la capăt într-o lume străină, da, cu alte reguli, cu o altă viață, uneori lăsându-și familiile de izbeliște, da? Și nu fac acum, da, trebuie apologia, să recunoaștem, nu fac apologia căpșunarilor, dar trebuie să recunoaștem că sunt oameni adevărați, sunt români adevărați. Eu zic că românii adevărați sunt toți, dar când intervin acești factori de diviziune, se creează aceste rupturi și astea sunt întreținute artificial, pentru că e paradoxal cum îi vezi în țară că și la nivel politic și la nivel civic se scandează vrem o țară ca afară. Mihai, da, din dar fără păcate, cei de afară nu poți. Exact, așa deci este. Deci tu vrei o țară ca afară, dar nu-i consulți pe cei de afară, care trăiesc acolo și mai știu. Și mai care mult sunt decât tot poporul român. Care da? Vin și spun o chestie, uite, aici se poate face așa pentru că acolo funcționează. Du-te la tine acolo că aici nu se poate face nimic. Mihai, îți mulțumesc mult, am ajuns la sfârșitul emisiunii, din păcate, că am mai fi vorbit vreo două ore despre toate problemele. Îți mulțumesc mult că ai venit, ai făcut acest efort. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Nu uitați că ne puteți revedea mâine dimineață între 7.30 și 8.30. Nu uitați să intrați pe platforma www.lașul.tv, pe pagina noastră de Facebook, byalexa.tv. Vă dorim noapte bună și nu uitați...
să fiți iubiți! Mulțumim!